Salut și bine vin la nou episod de astăzi, unde se pare că am mai ninsat noapte un pic, dar sunt 0,5 grade acum și o să fie foarte bine astăzi, și că avem doar un pic de zăpadă așa proaspătă pe mașină, care o să-și ia zborul, evident. Despre ce vorbim astăzi? Păi, o să vorbim despre mașinile pe benzină sau motorină, adică de ce nu mi-aș cumpăra eu o mașină pe benzină. Da, motivul este destul de evident, sincer, în sensul că consumul de carburant mă ține să nu schimb mașina pe benzină. Mi-ar plăcea, sincer, când eram puști, pe la 15-16 ani și începeam să mă uit după mașini și chestii de genul ăsta, sincer, nici nu știam că există mașinile pe motorină și eram cu din alea gen, na, bă, nu merită motorina, ce să faci cu ea, uite, e puturoasă, uite, nu știu cum, uite, de alea, numai negative are. Și așa că eram fan benzină și încă sunt, sincer, însă singurul motiv pentru care am trecut pe diesel e faptul că nu am bani de a întreține un benzinar, sincer. Mă refer la partea de consum, că în rest e cam același lucru. Da, sincer, îmi place benzinarul, mai ales cum sună, cum accelerează, cum se turează și toate cele, e chiar mișto, însă când te uiți la consum și vezi că consumă dublu față de un diesel uneori, mă refer când stai bară la bară sau când mergi aglomerat sau când te dai la el, pur și simplu. Uite, spre exemplu, cu mașina mea, de obicei, am consum de 7, să spunem, în oraș, traseul ăsta care îl fac eu zi de zi. Însă am luat de curând o mașină de firmă și avea 12% consumul. Traseul era cam asemănător, adică din afara Bucureștiului să vii până în Ștefan cel Mare. Tot cam o oră de mers sau poate mai puțin, depinde de situație. Stai să fiu atent aici. Acum văd că dieselul meu nu s-a supărat că îl plimb prin oraș sau că stau în aglomerație, chiar dacă are el filtru de particule și chiar dacă teoretic ar trebui să-și facă regenerări, sincer, fiind iarnă, nu prea îmi dau seama când își face regenerarea. Înainte am prins doar o dată sau de două ori că își făcea regenerare când ajungeam acasă sau la destinație undeva. În rest, văd că își face regenerare probabil sau se turează singur din cauza că dau drumul la aerotermă, numai în momentul în care dau drumul la aerotermă și motorul rece. În rest nu urcă niciodată la 1000 de ture. Că din câte am văzut, asta înseamnă să-și facă regenerare, să urce la 1000 de ture, să stea acolo 3, 4, 5 minute, 10, depinde de cât are nevoie. Na, dacă aș avea un cont din ăsta frumos făcut la benzinării, care să-mi dea carburant gratuit, sincer, mi-aș lua oricând orice mașină. Un V8 frumos sau un 6 în linie, nu contează, mergi la orice mașină pe benzină, cu 500 de cai putere cel puțin. Dar, din păcate, nu am bani să întrețin așa ceva și, doi la mână, nu am bani să plătesc benzina aia așa de multă. Dar, bineînțeles, o să vină cineva și să zică, băi, dar știi că benzinarele au început să consume mai puțin. Da, e adevărat, au început să consume mai puțin, atât la drum lung, atât la în oraș și toate cele, este foarte bine pentru ele, îmi place chestia asta și mă bucură. N-am mai condus de mult un benzinar adevărat, însă, sincer, nu cred că consumă la fel de puțin ca un diesel, să fim serioși totuși. Și nu mă refer aici gen faci o mică excursie și nu știu ce. Am văzut, de exemplu, mă uitam la un moment dat după 1.4 TSI-ul de la Volkswagen. Și am văzut că scotea lumea consumuri destul de bune, gen 6% media pe autostradă, ceea ce era bine pentru un benzinar. Și chiar era încântător și mă bătea gândul, băi, gata, renunț la diesel, că oricum nu fac prea mulți kilometri. Însă așa am făcut un calcul, cum eram de exemplu pe atunci în Germania, m-am gândit, băi, dacă plec din Germania până în România, cam cât mă costă? Și era ceva diferență, nu multă, însă era. Ce avantaj văd eu pentru benzinară? Ar fi simplu fapt că se încălzește motorul mai repede iarna. În rest, nu prea văd. Și că e mai silențios. Deși și dieselul din ziua de astăzi a devenit foarte silențios. Mă refer la astea Euro 5, Euro 6
și mai departe. Știu, o să vii și o să zici, dar știi că la Euro 3 și Euro 4 este zgălăgios, este face urât și scoate și trece și nu știu ce. Băi, știu, dar na, ce vrei, dacă ăsta ne e nivelul, n-avem ce să facem, nu? Când vom avea și noi salarii mai mari, când vom avea și noi oamenii care știu să investească banii și știu să gândească și din alte puncte de vedere, nu doar din punct de vedere al, băi, ce îmi pun pe masă astăzi și cât e mai ieftin și cât atât mai bun, atunci o să avem și noi mașini mai bune pe stradă, atunci o să avem oameni mai de calitate, ca să zic așa. Pentru că, uite, mă uit pe stradă, în trafic, ceea ce apuc eu să văd, bineînțeles, și văd din când în când câte o mașină, cum deschide geamul și aruncă o țigare, un șervețel, o mâncare, banane, nebunii, chestii de genul, fructe și alte tâmpenii, pungi, ambalaje și toate cele, tot ce vrei tu se aruncă pe stradă. Și mă întreb, stai puțin, că ești în mașină, ai spațiu unde să pui, e suficient, de ce o arunci pe stradă? A, că așa ai învățat tu, nu? Păi unde ai învățat asta? Na, să nu te gândești că dacă suntem noi în România, avem toate junghiurile Europei de Vest. Nu, stai liniștit că și acolo încă se folosesc acele junghiuri și sunt o grămadă pe stradă. E adevărat, nu o să le vezi în orașele mari pentru că ei au făcut anumite chestii ca să nu le mai vezi acolo, dar asta e partea a doua. Însă așa cum la noi Dacia era considerată mașina săracului, să zic, știu, sună aiurea dacă ești posesor de Dacia, dar n-am ce să-ți fac, din păcate încă este chestia asta valabilă. Chiar dacă acum Dacia arată mult mai mișto și costă mult mai mult față decât costa o Dacia pe vremuri, însă, na, e mașina noastră națională și ne mândrim cu ea, nu? Chiar dacă ne e rușine cu ea în același timp. Așa, în Germania, de exemplu, Golf 3, Golf 4, E46, adică pisicuța și ce vine după, sunt pe post de Dacia, să știi acolo. În sensul că orice puștan care are 3000 de euro maxim în buzunar își cumpără o mașină de genul. Rar care mai are ceva bani în plus și un pic de minte își cumpără un Mercedes de prin 95-2000. De obicei aia sunt un pic mai stilați, să zic așa, și sunt mai maturizați, poate. Na, chestia asta ți le spun doar din ce am văzut eu. Mai departe, ce nu am văzut și ce nu știu, nu am cum să spun. Că nu le știu pe toate de... Dar dacă tot vorbim de mașini, hai să vorbim și de calitatea aerului. Puuu, mamă, n-am deschis bine subiectul, că miroase ca naiba aici. Scuze, revin în 5 minute. Hai că am reușit să supraviețuiesc acelui atac chimic. Mamă, ce miros frumos era. Parcă zice că miroase a trandafiri. Așa, că tot vroiam să vorbim de calitatea aerului, s-a nimerit atunci să fie mirosul ăla plăcut în mașină. Da, e un miros plăcut în oraș și un aer curat în oraș, în orice oraș din București și din oricare parte a țării și a lumii. Însă, oare de ce? Pentru că ne-am obișnuit toți cu mașinile, nu-i așa? Gen, mă duc până la cumpărături sau mă duc până nu știu unde, e o mașină personală. Da, știu... Vorbim pe un canal despre mașini, vorbim despre poluarea aerului, nu? Cam ciudat și să spui că nu vrei să mai folosești mașina. Băi, uite, sincer, abia aștept să se încălzească și să-mi iau motocicleta. E pe benzină, teoretic nu mai poluează la fel de rău, este un Euro 2 adevărat, dar na, ce să fac, atâta mi-am permis. Așa, și am putea să schimbăm ceva, nu? Dar cum să schimbăm? Că, uite, de exemplu, am văzut că s-au cumpărat foarte multe plug-in-uri, hibriduri și mașini electrice prin România, dar mentalitatea a rămas aceeași. În sensul că acum, când treci pe calea ferată cu mașina electrică, nu mai treci cu zgomot de tobe, spor și nu știu ce. Treci silențios, zici că vine tramvaiul pe lângă tine și când colo e un zoie. Dar evident că o să spui, băi, n-ai cum să pleci fără mașina de acasă. De ce? Păi unde să te duci? Tu ai văzut ce este la metro, tu ai văzut ce este la tramvai, la autobuz. A, uite, ăsta e cam gol aici. S-a nimerit. A, știu, e nasol cu transportul în comun, e chiar nașpa, însă n-ai ce să faci. Dacă vrei un aer mai curat, ar trebui să îți înveți copchii și pe tine însuți să se gândească că, băi, mașina nu este o chestie necesară în viață.
ci este o chestie pe care s-o folosești în cazul în care ai nevoie să pleci în afara orașului sau chestii de genul ăsta, și în rest să folosească transportul în comun. Dacă faci chestia asta, o să obții o schimbare pe viitor. Dacă în schimb vrei doar să fii o țară de consumatori, atunci, na, ce să zic, bag în continuare reclame la TV cu cumpără-ți o mașină acum și vei fi cel mai tare. Pentru că am stat și m-am uitat un pic la cum arată traficul comparat cu atunci când mi-am luat eu permisul cu prezentul. Și sincer, e dezamăgitor, îți spun sincer, chestia asta, că este dezamăgitor rău de tot. În sensul că pe atunci începusem să merg în weekend în oraș ca să mă învăț să conduc și chestii de genul ăsta. Na, eram șofer de weekend, ce să zic. Și sincer, a fost ok o perioadă, în sensul că plecai sâmbătă dimineața la ora 9-10 și pur și simplu aveai loc să te plimbi fără nicio problemă. Nu stăteai la semafor de două ori sau chestii de genul ăsta. Însă acum, dacă fac același lucru la aceeași oră, sincer, e dezastru, în sensul că e aglomerat la fel cum era pe atunci în timpul zilei, în timpul săptămânii mă refer. Care ar fi mașina ideală pe care mi-aș cumpăra eu în viitor dacă aș avea bani? Băi, sincer, cred că aia pe hidrogen, dacă nu ne-ar amenința ăștia că explodează și că e periculoasă și că are rezervorul la o presiune nu știu cât de mare. Așa, însă dacă n-aș putea să mi-o cumpăr pe aia, pentru că n-am, momentan nu ai de unde să o alimentezi chiar dacă o cumperi, sincer mi-aș cumpăra un motor de 2 litri diesel cu vreo 150 de cai putere, cred că sunt suficienți, așa, sau hai 180, na, să zicem, ăla de la BMW, adică mă refer, plus o autonomie pe electric undeva la 100 de km, 150 maxim, depinde de situație. Cam aici mi-aș cumpăra, sincer. De ce aș face chestia asta? Păi pentru a îmbina chestia asta nouă, electric cu consum decent la drum lung și să nu-ți fie frică de autonomie. Cum îi ziceau englezii, mă? Range anxiety, parcă nu? Sper că l-am spus bine. Da, și aș avea, de exemplu, în oraș și la vitezele de sub 50-60 la oră, aș avea obligatoriu numai electric. Da, și m-aș plimba în oraș electric, nu aș polua, nu aș face nimic, ar fi totul bine și frumos. Iar când vreau să plec la drum lung, aș avea 100 de kilometri pe electric, să spunem, și restul ce mai mă plimb ar fi pe motorină. Și ar fi în afara localității, nu s-ar simți în localitate că vai, uite noxe, uite nu știu ce. O să zici, da, există deja diesel plug-in. Da, există unul la Peugeot, parcă am văzut, și unul pe la Volvo. Dacă nu mă înșel, nu m-am uitat de curând la toate, însă astea două le știu eu. Cel de la Volvo nu-mi place că e motorul cam mare, parcă era peste 2 litri, nu mai știu exact, 2.2 sau 2.4. Așa, și mașina e foarte grea și consumă foarte mult și ăla. Ce am observat eu, nu știu acum dacă o fi altfel, mi-ar plăcea să vorbesc cu cei de la Volvo să-mi dea și mie o mașină din aia să o conduc. Dar cine sunt eu? Așa, iar la Peugeot n-am apucat să mă uit să văd de consum, de autonomie, cum se comportă și toate cele. Însă, na, e franțuzească, e drăguță și cam atâta pot să spun despre ea momentan. Da, vezi că nu-i greu virajul la stânga. A curs prioritate, ai dat semnal, bineînțeles, virat de volan stânga și te-ai dus când e liber. Tot ce trebuie să faci foarte important este să aproximezi distanța față de cel din față și cu ce viteză vine, ca să știi dacă ai timp să te bați sau nu. Uai! Dar na, de ce n-am cumpărat mașini electrice când uite ce e aici? Schimbăm mașinile pe benzină cu motorină pe electric, nu? Dar tot în trafic o să stăm. Să vedem, am și un loc să mă bag. Am. Nu e nimeni la trecerea de pieton, nu e nimeni. Da, până la urmă chestia asta cu benzinară versus motorină, sincer, ține de gusturi și ține de buzunar, sincer. Pentru că eu, unul din ce am observat la reparații, dacă nu ai probleme cu ea și chestii de genul ăsta, amândouă au cam aceleași costuri. Diferența e, să zic așa, la filtru de carburant, în sensul că la motorină îl schimbi de fiecare dată, iar la benzinară îl schimbi odată la 30-50 de mii de kilometri, depinde de situație.
Însă e recomandat la amândouă să-l schimbi o dată la maxim 30.000 de kilometri. Și probabil că o să-mi spui, da, dar știi că pe motorină îți pică injectoarele, îți pică turbina, îți pică nu știu ce. Stai liniștit că și pe benzinare pică. E adevărat, poate nu-i procentul același, poate nu știu, se întâmplă ceva diferit la ele. Însă la amândouă pică. Uite, de exemplu, văzusem când mă uitam eu după motoarele pe benzină, mă uitasem la faza că s-a trecut la injecție directă, în sensul că s-a pus injectorul în camera de ardere, parcă nu asta însemna injecție directă. Și faza este că, din ce am văzut, cel puțin în America era chestia asta mai populară, în Europa nu prea am văzut-o, se umpleau... Stai că îmi scapă ceva. Se umpleau sub apele de funingine și se bloca pur și simplu zona aia acolo de admisie. De ce? Pentru că, evident, băi, termină-te, gazele alea erau recirculate și nu mai se făcea curățarea ca înainte când era injectorul pus pe partea de admisie. Pentru că atunci când nu era injecție directă, carburantul avea rol de curățare a supapelor. Știi? Și pentru că s-a trecut la injecție directă, evident că n-au mai avut cine să le curețe. Și aveau ăștia motorul după 20.000, 30.000, 50.000 de kilometri chiar, aveau motorul plin de funingine acolo în zona de admisie. Și nu se mai închidau supapele cum trebuie și na, ce să faci, asta e. Sincer, dacă o să iei fiecare producător în parte și o să caut să vezi gen vreau să-mi cumpăr mașina X, m-am decis, gata, băi, uite, îmi place mașina X, mamă, ce mișto e, pe asta mi-o cumpăr, hai să văd ce motorizare îmi cumpăr la ea. Și intri frumos pe un forum de la producătorul X pentru modelul Y și o să vezi că, băi, stai așa puțin că toată lumea are probleme cu ea. Păi nu mai cumpăr. Atunci du-te la următorul. Vezi următorul producător, următorul model. Aoleu, mamă, câte probleme au și ăștia aici. Deci, până la un moment, mă, o să ajungi la concluzia că cam toate au probleme, sincer. Pentru că, na, nu poți să ai mașini perfecte. Altfel, dacă le-ai avea perfecte pe toate, n-ar mai avea serviciurile ce să lucreze, nu? Și trebuie să pice și piese, ca să aibă toată lumea de mâncare. Nu știu dacă s-a înțeles ceva din videoclipul de astăzi, însă concluzia este că dacă vrei să-ți cumperi o mașină pe motorină, cumpără-ți-o. Când merită, păi e destul de simplu. Faci un calcul, vezi câți kilometri faci tu în oraș și în afara orașului și câți faci pe tot anul și pe urmă o să realizezi că dacă e diferență chiar și de un litru, o să ajungi să-ți dai seama că, costă, că merită, pardon, și pentru 10.000 de kilometri pe an, dacă vrei să fii cât mai economic. Dacă nu te interesează așa de mult câți bani bagi în carburant, atunci nu are rost să vorbim despre benzină versus diesel, pentru că pentru tine nu are rost. Nu și are niciun sens să te gândești, vai, stai așa că trebuie să fac economie la carburant, că uite consumă mult și uite mă ajunge mult pe lună și nu știu ce. Pur și simplu bagă carburant în rezervor și plimbă-te, nu sta pe gânduri. Na, sincer, dacă aș putea, mi-aș cumpăra și eu un benzinar. De preferat ar fi un MX-5 cu motorul cel mare, nu cel mic. Sau poate, cine știe, un Porsche decapotabil. Dar asta mi-ar plăcea și mie, să fie a doua mașină, evident, nu mașina de zi cu zi. Și mi-aș lua oricând. Însă, din păcate, nu am bani pentru 3 mașini. Așa că îmi iau mașină și motocicletă. Hai, ne vorbim data viitoare, nu te mai gândi că ai benzinară sau că ai diesel. Gândește-te că ai mașină cu care să te plimbi și încearcă să nu stai prea mult în trafic, că nu și are rostul. Vezi dacă e liber la metrou sau la autobuz. Mă refer pentru București. Pentru restul orașelor care săracele nu au metrou, na, ce să le faci, asta este. Stai în continuare în trafic. Hai, ciusi, și nu mă băga în seamă cu benzinarele mele, că n-am eu nicio treabă cu ele.